Daniel Niculae a fost audiat și va fi cercetat în stare de libertate într-un dosar în care este suspectat că ar fi fost complice cu liderii de galerie de la Rapid pentru introducerea de materiale pirotehnice în stadion. Fostul fotbalist, actual președinte al clubului Rapid București, a fost ridicat dimineața de mascați și dus la audieri. 16 indivizi au fost reținuți. Totul ar fi pornit de la Liviu Ungurean, alias Bociu, liderul galeriei rapidiste care este acuzat că a inițiat alături de alți 3 indivizi un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat alte 13 persoane. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați de la Rapid pentru a introduce materiale pirotehnice pe stadioane, iar printre acești angajați ar fi și actualul președinte al clubului, Daniel Niculae, care a fost luat de mascați și dus la audieri. Pe lângă Daniel Niculae, au mai fost duși la audieri și ceilalți indivizi din gruparea infracțională, iar la percheziții au fost descoperite sute de materiale pirotehnice, dar și puști și pistoale. Adrian Olariu, șeful de securitate al clubului Rapid, a fost și el audiat. Suntem chemați, suntem puși la curent cu ce, de ce am fost aduși aici, nu avem ce comentarii să facem pentru moment. Chiar nu aveți ceva ce să luați de la mine. Sunt aceste aspecte că s-au introdus articole pirotehnice. Vă înșelați. Vă înșelați în întrebarea pe care o puneți. Aveau suporterii susținerea clubului pentru aducerea în stadion a celor... N-a fost niciodată vorba de așa ceva și încă o dată vă înșelați, nu acesta este subiectul. După audieri, Daniel Niculae a fost eliberat, dar este suspect în dosarul în care se referă la constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere și tulburarea ordinii publice.